Beatrice Andrea Ana, cea mai bună sportivă a secției de lupte a Clubului Sportiv al Armatei Steaua pe anul 2018, a fost premiată de către președintele Clubului Militar, Bixi Mocanu. Medaliata cu bronz la Campionatul Mondial, grupa de vârstă sub 23 de ani, la categoria 53 de kilograme, Beatrice este mulțumită de performanțele din acest an. Acest an a fost un an bogat, plin cu medalii pentru mine. Mi-am îndeplinit aproape toate obiectivele pe care mi le-am propus la începutul anului și sper că anul viitor să fie cel puțin la fel. La doar 18 ani, o calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo are reprezenta pentru Ana un bonus de performanță, dar gândurile ei se îndreaptă spre Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt un bonus, adică dacă o să ajung, sunt foarte fericită, îmi doresc asta, dar mă pregătesc pentru 2024, pentru... La... În 2020 o să fiu destul de tânără.